Bună ziua! În cursul lunii septembrie ne-am deplasat la Ministerul Sănătății pentru a obține avizele pentru înființarea compartimentului îngrijiri paliative, cabinet ambulatoriu specialitate oromaxilofacial și cabinet ambulatoriu integrat chirurgie toracică. Pentru înființarea compartimentului îngrijiri paliative am prezentat memoriul justificativ, necesitatea înființării acestui compartiment de îngrijiri paliative, întrucât în anul 2015 la secția de oncologie medicală din 1214 pacienți internați pe cele 20 de paturi, un număr de 946 de pacienți au fost pentru tratament specific citostatic, iar restul au fost cazuri foarte grave care au necesitat îngrijiri paliative pe perioade mari de timp, cu costuri crescute, dar și cu indice de mortalitate crescut. Deoarece avizul DSP pentru înființarea acestui compartiment era din 2015, iar legislația s-a schimbat, cei de la Ministerul Sănătății au solicitat un alt aviz de la DSP, aviz care să fie mai explicit, cu numărul exact de spații, de suprafețe necesare desfășurării activității medicale. Așteptăm avizul de la DSP, după care vom face un alt drum la Minister, tocmai să depunem memoriu. Pentru înființarea cabinetului de ambulatoriu specialitate oromaxilofacială, am specificat că sunt cazuri de politraumă cu interesarea oaselor feței și articulației temporomandibulare, plăci, fracturi, traumatisme deontoparodontale, dar toate aceste cazuri sunt trimise la Iași. De asemenea, pot fi rezolvate în regim de ambulatoriu de oromaxilofacială și extracții dentare, alveolotomii, premolarizări, rezecții apicale, tratament chirurgical al chisturilor osoase maxilare ce pot interesa 1-2 dinți, tratamentul infecțiilor glandelor salivare, tratamentul diagnosticul tumorilor benigne sau maligne și prelevare de biopsii. Pentru toate aceste cazuri, în momentul de față, suntem nevoiți să trimitem pacienții la Spitalul Sfântul Spiridon Iași, Clinica Bucomaxilofacială. Întrucât avem cazuistică și este și un domn doctor specialist de bucomaxilofacială care este din Roma și lucrează în momentul de față la Spitalul Sfântul Spiridon, dumnealui este interesat să vină la Roma, ne-am hotărât să facem aceste demersuri pentru a înființa cabinetul de ambulatoriu bucomaxilofacial. În cadrul un alt aviz este pentru cabinetul de ambulatoriu specialitate chirurgie toracică. În cadrul spitalului avem compartimentul de chirurgie toracică, în cadrul secției de chirurgie generală sunt 5 paturi. Acest compartiment este unic în județ, cu o cazuistică mare. Dar toate aceste cazuri care se prezintă în CPU și care sunt de chirurgie toracică, nu toate cazurile se și internează și atunci pacienții trebuie văzuți în ambulatoriu, înregistrați și eventual casa de contează consultațiile. În momentul de față noi nu avem acest ambulatoriu, ca atare cazurile rămân nedecontate de casă. Despre mașina timp, cei de la compartimentul de organizare și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății au primit adresa de la Spitalul Județean Piatra Neamț și au cerut din partea Comisiei Interministeriale unele lămuriri legate de acel punct de lucru la mașinei timp la Roman. Am prezentat necesitatea mașinii smurd la Roman. La adresa de la Spitalul Județean era anexat și memoriul de la Spitalul Roman, memoriul care, din câte ne-am dat noi seama, nu-l citiseră, pentru că ei, când au trimis adresa către Comisia Interministerială, cereau lămuriri de punctul de lucru, dar de fapt noi ceream a doua linie de gardă la UPU Piatra Neamț ca să putem desfășura activitatea. Cei de la Minister așteaptă și răspunsul de la Comisia Interministerială. Adresa a fost trimisă pe 8 septembrie. Dacă se respectă termenii de 30 de zile, presupunem că undeva pe 8 octombrie să primească răspunsul de la Comisia Interministerială, ca apoi în 30 de zile să ne trimită răspunsul la Roman. Din câte ne-am dat seama, avizul va fi favorabil, zicem.
În legătură cu plata aparatului de radiologie, am sunat la Consiliul Județean pentru a merge în audiență la președintele Consiliului Județean, dar de fiecare dată ni s-a spus că domnul președinte este foarte ocupat și că ne vor anunța când vom fi primiți. La câteva zile am primit vizita consilierului personal pe probleme medicale de sănătate a domnului dr. Andrița și a consilierului județean domnul Andrușca, care am prezentat și dumnealor situația aparatului, de ce nu este pus în funcțiune, pentru că nu este plătit. Dumnealor au spus, ne-au sugerat că cel mai corect ar fi să facem demersurile la primăria Roman pentru a fi mediată o întrevedere între reprezentanții Consiliului Județean, Spitalul Roman și primărie. Din câte am înțeles, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Ionel Arsenie, ar fi spus că nu sunt bani la Consiliul Județean și că se așteaptă rectificarea și abia după aceea s-ar putea să ne dea bani pentru plata aparatului Röntgen. Vreau să precizez că sănătatea nu are culoare politică, iar pentru a avea o populație sănătoasă trebuie să investiți bani în sănătate, pentru că sănătatea are preț. Văzând cum suntem purtați cu vorba lună de lună, ne-am gândit să demarăm o campanie de conștientizare a cetățenilor din Roman și zona Romanului, a agenților economici care își desfășoară activitatea aici, campanie de a direcționa cei 2% din impozitul pe profit către Spitalul Roman. Campania se va intitula 2% pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman și cu aceste fonduri să putem dota spitaluri cu aparatură. Un alt subiect, după cum s-o știți, începând cu 1 octombrie 2016, a intrat în vigoare Ordonanța 43, care precizează că gărzile vor fi plătite la salariul tarifar din august 2016, conform Ordonanței 20. Din lege citesc că, deci, începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru, de la funcția de bază, tarifarul orar se determină funcție de salariu prevăzut în Ordonanța 20, corespunzător funcției de execuție. Aici este vorba, deci, funcția de execuție este fiecare medic primar, medic specialist în funcție de vechime la salariul respectiv. Deci dacă ești medic șef de secție, nu se calculează ora de gardă la salariul de medic șef de secție. Așa. Un alt subiect și o altă problemă cu care ne-am confruntat și care am fost sunată chiar înainte de a veni în conferință de către doamna președinte a Casei de Asigurări. Vreau să specificăm, să lămurim. Deci noi am primit în luna august o adresă de la Casa de Asigurări în care dau citire. Deci conform dispozițiilor articolului din protocolul care îl constituie comunicarea lunară către casă a unei evidențe distincte a cazurilor ce fac obiectul articolului 320 din legea 95/2006. În articolul 320 se spune: persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale, reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Sumele, reprezentând cheltuielile efective, vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile, având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate și dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată. Astfel, debitele identificate pentru toate cazurile care fac obiectul articolului 320
vor fi urmărite de unitatea dumneavoastră sanitară cu paturi, cu maximă responsabilitate, recuperate și virate la Casa Neamț. Având în vedere aceste aspecte, solicităm comunicarea măsurilor luate de unitatea dumneavoastră sanitară cu paturi pentru recuperarea sumelor reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea asistenței medicale persoanelor vătămate în accidente rutiere și agresiuni până la data de 31.07.2016. Stadiul recuperării acestor sume pentru fiecare caz raportat la casă, parte vătămată, precum și măsurile legale pe care le-ați luat pentru fiecare din situații în care nu s-a putut realiza recuperarea sumelor respective. De asemenea, solicităm să ne precizați dacă toate sumele reprezentând cheltuieli ocazionate de acordarea asistenței medicale persoanelor vătămate în accidente rutiere și agresiuni recuperate de dumneavoastră au fost virate la casă. Noi am fost având și adresa și legea 95/2016, articolul 320, am fost nevoiți să facem adrese către toți cei care au fost implicați în aceste agresiuni sau accidente rutiere. Într-o parte de dosare, noi avem hotărârile judecătorești definitive și atunci știm exact care este vinovatul și am făcut o adresă către cei vinovați în care le-am spus care este prejudiciul să vină în termen de 5 zile și să achite la sediu. O parte au venit, dar pentru cei care noi nu avem din partea judecătorilor nicio hotărâre, atunci, normal, trebuia să... Noi avem doar pacienții, da? Trebuia să facem adresa în numele pacienților, dar în numele pacienților nu li se spune veniți și aduceți banii sau... Adresa sună la genul. Ca urmare a internării dumneavoastră în perioada la spitalul și cu foaia, motivat de un incident violent, eveniment rutier, vă aducem la cunoștință faptul că serviciile medicale acordate au fost în valoare de. Da? Deci serviciile acordate, nu că dumneavoastră sunteți cel care trebuie să plătiți. De aici ne-am trezit cu foarte multă lume care, domnule, de ce să plătesc eu dacă eu nu sunt cel vinovat? Dar foarte mulți au căzut la înțelegere cu partea cu agresorul sau cu cel care a făcut accidentul rutier și de aici noi n-avem de unde să știm. Cei care au fost nemulțumiți de aceste hârtii s-au adresat fie poliție, fie au venit la noi. Astăzi a sunat doamna președinte a casei, un pacient s-a dus și la dumneaei, că de ce îi se cere lui banii. Și pe bună dreptate a spus, domnule, asta este legea. Noi am explicat doamnei președinte a casei că noi nu am trimis pe absolut nimeni la casa de asigurări să ceară cont de ce li se cer banii și de ce ei trebuie să plătească. Noi nu facem decât să respectăm legea. Sunt, deci cazurile au fost, dosarele au fost luate pe 2013, 2014, din 2013, că la 3 ani se clasează și apoi nu mai putem recupera banii. Deci sunt multe cazuri, n-am exact o statistică cu câte cazuri, dar acum știți și dumneavoastră, dacă ne ducem în CPU într-o zi, foarte mulți sunt agresiuni, foarte multe sunt agresiuni sau și accidente rutiere, încât... Câte cazuri cu hotărâri de ștecătorești definitive în sensul ăsta? Adică din totalul jumătate măcar aveți de unde recupera banii? Da. Sunt. O parte sunt. Da. Și o parte au venit. O parte au venit și au plătit o parte din bani, că poți pe o perioadă de până la 3 ani să... Legea spune că nu. Casa a dat banii pentru caz, dar noi trebuie să recuperăm și să trimitem înapoi casei bani. Lună de lună noi trimitem către casă. Nu plătesc asigurările, de obicei instanțele așa dau și spune că asigurarea plătește X lei. Dacă instanța așa spune, noi trimitem adresa către asigurator. Deci este... Depinde de... Deci noi am avut pacienți pe secția de ortopedie într-un traumatism în care ai ambele membre inferioare
fracturate, am avut pacienți care au stat și câte o lună, și cu defect cutanat, o lună, o lună și. Vă dați seama că la 3 milioane pe zi, să spunem, ori 30 de zile, se ridică foaia aia la 90 de milioane, 100 de milioane, în funcție de cât timp stă internat pacientul. Foarte bine poate să fie și o internare de 2-3 zile doar de o supraveghere. În cazul, în situația asta, nu sunt puși în calcul pacienții care sunt neinternați, doar cei care au foaie de CPU. Cei cu foaie de CPU nu li se impută absolut nimic. Doar casa cere banii lor, tocmai pentru că foile de CPU, banii vin de la bugetul de stat, vin din alte fonduri, ca atare nu interesează pe cei de la casă. Dar toți pacienții care, agresiuni, accidente rutiere, care au fost internați, vinovatul trebuie să plătească și spitalizarea. Mai departe, în luna septembrie s-au desfășurat examene pentru ocuparea posturilor vacante din CPU 3 îngrijitori, în bloc operator de un îngrijitor curățenie, în CPU 3 brancardieri, un asistent bloc operator, un asistent CPU, un asistent dermatologie și un registrator cu jumătate de normă la chirurgie infantilă. Iar la serviciu financiar contabil, un contabil 1A. Toate aceste posturi au fost ocupate și au și început activitatea cu luna octombrie. Pentru postul de referent specialitate din cadrul biroului achiziții, postul de serviciu CIM și managementul calității și pe chirurgie generală 3 îngrijitori, posturile nu au fost ocupate. Urmând ca în viitor apropiat să demarăm din nou procedurile pentru scoaterea la concurs a acestor posturi. Tot în luna septembrie s-a ocupat postul de medic CPU și neonatologie și au început activitatea cu 3 octombrie. Doamna doctor Ababei pe CPU și doamna doctor Amariei pe neonatologie. Întrebări. Ababe Gabriela și Amarie Ioana. Ioana. Da. Ioana. Doamna doctor Ababe oricum lucra de mai multă vreme la noi, dar cu prestări servicii. Da. Să le spun și eu. Mai avem să vă prezentăm și situația unor indicatori demografici de morbiditate înregistrat pe teritoriul județului Neamț în perioada 1 ianuarie 31 august 2016. Tot la solicitarea dumneavoastră. În primul rând, o să vă prezentăm numărul nou născuților vii, care pentru zona romană a fost de 1025 și întotdeauna noi avem obiceiul să comparăm cu Piatra Neamț, care este un spital de aceeași grad ca și Spitalul Roman. Aici s-au înregistrat 806 nou născuți vii, deci ceea ce înseamnă că natalitatea pe zona Romanului este mai bună, de 8,1% față de Piatra Neamț cu 6,7%. Sporul populației, deși negativ, minus 206, este mai bun decât în zona Piatra Neamț, de minus 387. Cazurile noi de TBC, înregistrate în zona Roman, 76, comparativ cu zona Piatra Neamț, 59. Cazurile noi sifilis, 14 pentru zona Roman, 7 în zona Piatra Neamț. Cazurile noi de hepatită, 6 pentru zona Roman și 13 zona Piatra Neamț. Cazurile noi de cancer depistate, 276 zona Roman, comparativ cu 478 zona Piatra Neamț. De asemenea, poate este bine să precizăm că în această perioadă, deci în 8 luni calendaristice, în Spitalul Municipal Roman s-au internat un număr de 15.520 de pacienți, pe cele 666 de paturi ale noastre și, tot ca o informație suplimentară, cheltuiala pentru un bolnav în cadrul spitalului nostru a fost de 206,23 lei de bolnav, comparativ cu Piatra Neamț, care a cheltuit 165,21, iar pentru o zi de spitalizare, Spitalul Roman a cheltuit 28,54 de lei față de 26,24 care s-au alocat la Spitalul Piatra Neamț.
aceste cheltuieli rezultă atât din cheltuielile cu medicamentele, cu investigațiile și cu alimentația pacientului. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că este sezonul gripei și a infecțiilor respiratorii acute și cam fiecare an, în această perioadă, pentru sezonul rece 2016-2017, am primit metodologia de supraveghere a cazurilor de gripă de la Direcția de Sănătate Publică. Nu voi insista asupra ei, voi prezenta pentru populație numai grupele de risc, grupele considerate de risc, pentru care și noi o să recomandăm vaccinarea. Aceste grupe sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 64 de ani, aflați în evidențele medicilor cu afecțiuni cronice, de genul afecțiuni pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, cu diabet zaharat, cu obezitate, ASP sau virusul imunodeficienței umane. Gravidele, medicile, cadrele sanitare, medici, personalul auxiliar din spitale, cât și din unitățile sanitare ambulatorii, inclusiv din instituțiile de ocrotire copii sau bătrâni, persoanele sau adulții și copiii rezidente în instituțiile de ocrotire socială, precum și persoanele care acordă asistență medicală, socială și asistență și îngrijire la domiciliu, și persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani. Pentru acestea, repet, este recomandată în această perioadă vaccinarea antigripală. Și o ultimă idee pe care vreau să vă prezint este că noi, conducerea, așa cum a spus și doamna manager, facem eforturi pentru a rezolva problema deficitului de personal. Avem încă o solicitare din partea unui medic specialist, radiologie imagistică, pentru a participa în regim de prestări servicii la activitatea din laboratorul de imagistică și aceasta va include participarea atât la GIRS cât și la programul de ture. Astfel, cu venirea acestui nou medic, vom avea pentru programul de tură dimineață după amiază 3 medici și încă 4 medici care sunt doar cu contract pentru gărzi, deci în total 7 medici care deservesc gărzile și 3 medici pentru programul de ture din radiologie, considerând că astfel s-a reușit pe cât posibil a se remedia problema în cadrul laboratorului de imagistică. Da, banii sunt de la casă. Sunt conform legii să fac demersurile, este făcut act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate, s-a stabilit protocolul de lucru, termenul de depunere a documentației pentru și de facturare a sumelor respective, astfel încât în data de 15 salariații să-și primească toate drepturile salariale cuvenite, cu toate modificările apărute. Și aș mai vrea să mai spun câteva lucruri, să zicem așa, care țin de partea mai administrativ-tehnică. Am avut chiar ieri vizita comisiei de la Inspectoratul de Situație de Urgență în vederea obținerii autorizației pentru spitalul nou. Au fost plăcut surprinși să vadă lucrurile care s-au făcut în spitalul nostru, mă refer la sistemele de avertizare, sistemele de supraveghere, sistemele de call nursing. Bineînțeles, și aproape de final și lucrarea acea investiție cu rezerva de apă, care în cel mai scurt timp va fi dată în funcțiune cu prima capacitate pentru 24 de ore, urmând să fie adăugate și celelalte, funcție de banii pe care avem noi disponibili. Este o lucrare de circa 2.500.000.000 și să vedem cât putem să facem, dar o vom pune în funcțiune. Așa cum vă spuneam, dumnealor au constatat eforturile care le-am făcut, mai sunt câteva mici modificări care țin de un prag care pare că e mai înalt de 2 cm și montarea unei uși, încă unei uși antifoc la centrala de incendiu și câteva lucruri de mărunțele, să zicem așa. Și să sperăm că într-o perioadă cât mai scurtă urmează să ne ducem cu toate aceste modificări și să obținem autorizația și pentru spitalul, pentru corpul nou al spitalului, cum îi spunem noi. Un alt lucru care l-am demarat mai de mult, dar împreună cu doamna manager am avut o întâlnire cu
proiectanții care vor face studiu de prefezabilitate pentru policlinică, așa cum zicem noi, policlinică, deci tot ce înseamnă spațiul unde ne desfășurăm noi activitatea, parte și din alte instituții și privat sau concesionat. Au cules principalele detalii, informații, modul de structură, de proprietate, tot ce puteau pentru prima întâlnire, urmând ca pe parcurs să țină legătura cu serviciul tehnic de la noi și de la primărie și să demareze acest proiect de reabilitare termoenergetică a policlinicii, o lucrare care o așteptăm cu toții, atât din punct de vedere estetic, dar cât și din punct de vedere al utilității, că vedeți că chiar nu arată bine, dar și pierderi sunt foarte mari. Cam atât. Urmează să facem, suntem în faza de evaluare a lucrărilor de la noua secție de paliație, unde după vizita, cum ați spus, s-au zis și dumneavoastră la București și ultimele lămuriri pe care le vom avea cu Direcția de Sănătate Publică, să vor stabili clar spațiile, dimensiunile, compartimentările și vom putea să facem o estimare și o proiectare pentru a face tot ceea ce e necesar din punct de vedere al amenajării pentru noua secție, urmând ca după acel pas să facem și dotarea și toate celelalte. În policlinică sau în spital ar trebui să fie? În policlinică, fost alocația farmacii, parterul, s-au stabilit circuitele, am avut discuții și cu reprezentanții DSP și cu... Avem. Și spitalul nou și spitalul vechi, avem grup electrogen care funcționează în caz de avarie. Bineînțeles, nu funcționează o săptămână, dar poate funcționa, are principalele locații care sunt de extremă urgență, sunt toate conectate, ce înseamnă aparatură, dotare, căi de acces, blocuri, operator, CPU, tot e cuplat la acest grup electrogen. Altfel nici nu stăteau de vorbă cei de la autorizare cu noi, cei de la acreditare. Nu neapărat principalul, dar un lucru foarte important pentru instituție, la fel cum este și rezerva de apă, la fel cum este și aparatul de radiologie, care sperăm să-l revin acum la ce spunea doamna manager. Într-adevăr, toată lumea trebuie să conștientizeze, să fie alături de activitatea sanitară. Cred că și mai mult decât atât, Consiliul Județean, care acoperă întreaga area județului, trebuie să gândească acest lucru. Eu fac un apel la dumnealor și îi rog să găsească o soluție, nefiind o sumă foarte mare în bugetul județului, în ceea ce înseamnă secțiunea de dezvoltare și poate că, făcând o prioritizare în ceea ce au ei alocat în această zonă, ar putea găsi economii în anumite sectoare care poate sunt lucrări ce nu se mai pot finaliza pe sfârșitul anului. Sunt anumite lucruri care nu sunt neapărat prioritari, poate găsesc că e mai important această alocare aici la Spitalul de Radiologie și vă rog pe această cale să analizeze poate între timp acest lucru, adică să nu aruncăm totul în zona unei rectificări bugetare pozitive pe zona de investiții, că tare miroase mie a faptului că nu se poate treaba asta. E ușor să spunem că facem doar dacă ne dă nu știu cine. Eu cred că trebuie să punem și să conștientizăm, așa cum a zis și doamna manager, lăsăm deoparte poate orgolii, poate unele lucruri, să zicem în al 12-lea ceas, că să găsim calea cea dreaptă și să putem rezolva acest obiectiv deosebit de important pentru, știți cum e, toată lumea zice că sănătatea, învățământul par a fi cele mai importante lucruri. Hai să și facem în felul ăsta. Da, cine plătește și penalitățile pentru... Evident, cel care a contractat, respectiv Spitalul Român. Adică atunci dumneavoastră așteptați suma cea mare, diferență de 4,8 și penalitățile și la suma Spitalului... Deci nu se poate să-și asume penalitățile altă parte decât partea din contract. Noi, evident, suntem parte semnatară a contractului, ne-am asumat modul de plată, termenul de finalizare a contractului și... Dacă se ridică el, ați făcut așa un caz? 0,1% pe zi pentru suma neplătită. Faceți-mă un pic să înțeleg. Ați avut o întâlnire legată de acest aparat și ați spus că
Sigur, și e foarte bine că s-a întâmplat unele voci în mediul, nu știu, neapărat public sau neoficial discutau, ba că nu ar fi aparatul, ba că nu s-ar fi achiziționat, ba că de unde montat. Și atunci chiar ne-am bucurat și am împreună cu colegii, i-am rugat, dumne, haideți să vedeți exact ce au intrat, au văzut, am descuiat ușa, le-am arătat, montat. Dumnealor, n-au venit pentru problema asta. Primar, nu? Așa ați lăsat, sau ei au lăsat. Ei au lăsat. Că până nu așa, că doar domnul primar știe problema, nu trebuia să ne spună dumnealor să mergem la domnul primar. Deci dacă erați cu domnul primar alături, poate altfel era. La așa cum a zis domnul președinte Arsenic, să-l vadă în biroul dumnealui, pe domnul primar. Nu ne s-a dat explicit treaba asta. Noi am înțeles că hârtia care am făcut-o noi ultima ar fi fost într-un trecut foarte îndepărtat. I-am arătat data, că nu e chiar atât de îndepărtat, dar ar fi bine să mai facem în sensul acesta, a medierii, unei întâlniri cu primăria și Consiliul Județean. Am considerat că dacă asta este un lucru care nu l-am făcut și ar trebui făcut ca să... Am încercat și acest lucru, drept urmare am solicitat primăriei printr-o adresă să medieze o întâlnire între factorii implicați, spital, primărie, Consiliul Județean. Am primit și răspunsul. Dumnealor au formulat o solicitare în acest sens. S-au arătat dispuși să facă această mediere. Am primit și noi informarea în sensul ăsta, mai puțin răspunsul sau stabilirea unei date pentru o întâlnire. Dacă vine asta domnul City Manager, domnul Boșescu, la această întâlnire, fiind și din partea primăriei și președintele Consiliului, n-aș putea să se rezolvă sau trebuie să vină cineva numai asta? Nici noi n-am ști, nu putem înțelege, dar... De ce ar fi nevoie de un mediator la o discuție între Consiliul Județean și Spital din Județ? Nu, poate... Primărie sau cine ar fi? Știți cum? Fiecare putem înțelege orice din acest lucru. Noi vrem să înțelegem poate faptul că așa mai înțeleg toți factorii implicați, importanța și poate că unii pe alții se conving mai ușor sau de multe ori te simți mai bine când vezi că te vede lumea sau apreciază ceea ce ai făcut direct sau ești mai... De Consiliul Județean a interpelat din nou liberalul de Lepco acest lucru și i s-a spus atunci când Consiliul Local de la Roman va contribui și el cu o cotă parte, vom veni și noi ne-am respectat partea asumată. Eu le mulțumesc celor care fac efortul, nu numai din Consiliul Județean, știu că și din alte domenii de activitate, din mass media, sunt alături de noi, au înțeles, așa cum la momentul acela înțelegeau importanța unui obiectiv ca Biblioteca Municipală din Roman. Acum înțeleg că e un obiectiv important pentru spital, pentru județul Neamț, pentru Spitalul Roman, un spital care, așa cum credem noi și știți ce dumneavoastră, are rezultate bune, un spital apreciat și credem că ceea ce ne asumăm, ceea ce promitem, ceea ce discutăm în decursul timpului, chiar dacă sunt niște sincope în desfășurare sau în derularea unor obiective, trebuie să ne ținem de cuvânt. Sunt lucruri care noi le-am discutat încă din 2014. Au fost 4 președințe de Consiliul Județean care au fost lângă noi și cu care am construit în lucruri importante la Spitalul Municipal Roma, cu sprijinul Consiliului Județean. De asta cred că nu cred că e chiar așa, domne, să dea și ăla. Eu zic că trebuie să ne asumăm, trebuie să spunem, da, domne, facem lucrul ăsta, nu e un lucru de nerealizat, nu e o sumă. Și noi, toată lumea și-a construit un buget, o previziune pe această promisiune. S-a stabilit că împreună am zis că acest obiectiv îl poate finanța Consiliul Județean ca noi să putem rezolva alte lucruri. În felul ăsta considerăm noi că... oportun să invitați pe toți consilierii județeni care țin de zona Roma, indiferent de culoarea politică, Doamna Ordean, sunt de acord cu dumneavoastră. Uitați, chestia asta n-am avut-o, nu ne-am gândit, dar putem să adresăm o invitație oficială să facem prima ședință de Consiliul Județean la Roman, să se invităm pe toți la spital, să vadă cu toții aparatul de radiologie și dacă asta ar fi o... credeți că ar fi o... ar avea și sorți de izbândă, eu... Adică eu. Nu cred că asta e o problemă. De-aia i-am primit acolo, să-i reconstruiți cei noștri de la Roman, că avem și în
Da. A fost o modifică la rămas. Da. Ați spus dumneavoastră că n-a venit pentru acest. Nu. Pentru ce a venit? O altă problemă. Personală? Nu personală, nu. Și nu. A venit, deci a fost făcută o plângere la prefectură și a venit cu adresa de la prefectură să vadă despre ce este vorba. Despre asta a fost. Legată de ce plângere? Că se întrerupe apa foarte des în spital, ceea ce nu era adevărat. S-a convins, pentru că nu e adevărat. Bine, nu am fost numai noi. Aici a fost întâlnirea care a avut loc cu mai mulți reprezentanții. Cu ce impresie au plecat totuși? Spitalul Roman Anarhia. Înseamnă că domnul Andrița a fost însoțit, nu? Dar am spus de domnul doctor Andrița a fost însoțit. Andrița. Consilierul pentru probleme de sănătate. Andrușcă. Deci domnul Andrușcă. A fost o plângere la prefectură. Deci au venit reprezentanța ai Consiliului Județean. Prefectura a trimis-o la Consiliul Județean și din partea Consiliului Județean a fost trimis consilierul de sănătate a domnului președinte și un consilier județean. Da, nu, noi n-am găsit noi nu ne-am bucurat, le-am arătat și aparatul. Chiar ne-am bucurat că au venit, că nu mai am dus și să vadă și în spital aparatul. Așa a ajuns la spitalul român. Da. Și asta întrebare, a spus despre vaccinul, că e o perioadă în care e bine ca lumea să se vaccineze, să nu mai ales acele persoanele pentru gripă. Pentru gripă, da. Vaccinarea pentru sezonul gripal. Okay. Pe de altă parte, tot o discuție despre vaccinul, dar nu pentru gripă, ci pentru alte categorii. Mai sunt probleme, au venit, aveți vaccinul pentru copii, bebeluși. Pentru bebeluși, da. Restul de vaccinuri se fac prin rețeaua medicilor de familie. Deci, dacă au fost 5 copii în maternitate, da, dar nu avem... Face. Și nu avem acum 5 copii de... acum nu. În țară, dar nu și la noi. Nu, la noi nu s-au semnalat pentru vaccinul copiilor nou-născuți. Deci, care ies din maternitate. Restul ce este în teritoriu, v-am zis că celelalte vaccinuri se fac în rețeaua medicilor de familie, nu avem informații. Ordonanța 20, nu, ordonanța 43 este doar pentru gărzi. Ordonanța 20 este cea din luna august și, într-adevăr, cei care lucrează în administrativ, în afară de șef, ei n-au fost incluși și de aici și discuțiile care au fost. Dar, iar la ordonanța 43 sunt incluși medicii care fac gărzi, deci plata va fi la tarifarul din 2016 și nu din 2009, dar strict ce înseamnă orele de gardă, fără spor, fără absolut ore de noapte, fără nimic. Asistenții, când fac turele de noapte, primesc 15% spor. Iar tot ordonanța 43 a mai inclus pe cei din secția de oncologie, unde sporul până acum era 15%, le-au mărit sporul la 50%, dar 50% din tarifarul 2009. Astea au fost modificările la ordonanța 43, care ne viza pe noi spitalul. Și care a răspuns unor solicitări punctuale ale medicilor referitoare la plata gărzilor. De asta se referă. Discriminatorii este ordonanța și intervenția medicilor de familie care fac încercări de permanență și ei nu primesc. Deci, din câte știu, medicii de familie care fac gărzi în centrele de permanență, ora de gardă era plătită mult mai bine decât ora de gardă făcută în spital. Nu știu, mie, doamna doctor Bica, medicarea, e total nemulțumită și vor începe... Da, dar asta e un problem care ne plicește. Le-am adăugat punctul. Domnul doctor Raed Arafat spunea că în cazul unui cutremur, principala problemă este ca spitalul să reziste
să rămână în picioare și a doua problemă ar fi aceea aparaturii care trebuie oarecum fixată pe reț. Pentru că în cazul în care se întâmplă, s-ar putea ca toate monitoarele, toată aparatura să fie pe jos, aveți un plan de, nu știu, le legăm cu sârmă. Deci în CPU monitoarele sunt fixate pe pereți, în ATI o parte din monitoare, da, sunt fixate, ventilatorul mecanic, asta e mobil, am impresia, e mobil. Da. În general, monitoarele au sisteme de prindere, ori la pat, ori la perete, când patul e fix sau zona e fixă, dar celelalte dotări nu sunt fixe. Aparatul de anestezie, aparatul de ventilație e portabil, că nu, la fiecare, nu există la fiecare pat un astfel de aparat. Ne-am dorit să existe în terapie intensivă, să fiecare pat să aibă un ventilator mecanic, dar... Și în ceea ce privește starea clădirii, spitalul este tu expertiză, s-a mai făcut sau cât e costă spitalul? Din 82, am impresia că e dată de folosință. A început undeva, chiar vorbeam cu arhitecții atunci, prin 78, 78. Da, 78. Da, da, da. Totuși, elemente experimentale de siguranță. Cred că da, nu știm noi chiar exact lucrul ăsta, dar bănuiesc că da, el este structurat pe corpuri, pe module, chiar dacă pare un monolit, este, are rosturi de... Cred că nu ar fi neapărat o problemă, dar nu putem noi face asta deja într-o altă etapă. Dacă se include expertizarea clădirilor, ar trebui expertizate toate, trebuie văzut un pic, aici sunt niște lucruri mai complicate și atunci n-aș putea să vă zic dacă... O singură întrebare mai pentru doamna manager. Pentru ceea ce ați fost la minister pentru secția de evaluație și pentru timp, simțiți așa că există o similitudine? Comparativ cu luna decembrie, când am fost prima oară, putea spune că, într-adevăr, au fost mult mai drăguți, ne-au înțeles mult mai bine și de asta am și spus că am simțit că... Da. Pozitiv. Cel puțin așa au dat înțeles doamna doctor Bărduț. Dar... Da. Vorba colegilor noștri. Colegii noștri ne-au spus trebuie să mergem cam de 4-5 ori. Am fost de 3 ori până acum. A 4 ori cu noroc. Ne ducem și în octombrie din nou. Poate în perioada alegerilor lucrurile, știți, oamenii sunt atenți la nevoile cetățenilor. Noi nu renunțăm la ideile noastre, așa încât... Pentru domnul director, eu am făcut probe cât de nici cel mai corect. Deasupra 15.520 de internați în 8 luni, înseamnă 1.940 de internați pe lună. Bănuiesc că, virgulă, casa plătește un anumit număr de... Da, 1.679 după nouă contract, 1.750 era înainte de luna august. 1.700. Diferența este din sumele de... economiile noastre. Noi nu avem de contată decât numărul contractat de cazuri pe ceea ce înseamnă spitalizarea continuă. Putem depăși și ne se decontează spitalizarea de zi, care poate depăși valoarea contractului și se decontează. Ceea ce este peste contract nu se decontează. În principiu, dacă n-ar fi urgență, ar putea fi programată. Dacă nu, în cazul în care este urgență, așa cum știți, 70% din internările noastre provin din urgență, astfel încât asta chiar nu o putem programa. Este o discuție care am avut-o chiar ieri cu anumite persoane implicate în activitatea medicală. E un lucru care și o idee importantă în care să ne asociem spitalele și să negociem altfel contractele sau modul în care se pun în dezbatere publică contractele cu Casa de Sănătate trebuie făcute pe realitatea din teren, nu să facem, că nu suntem la normă, nu putem face o normă, ceea ce înseamnă partea de urgență, nu o putem prevedea. Și atunci, ceea ce credem noi că va fi internare în spitalizare continuă, dacă care provine din urgență, să fie decontată de casă. Cealaltă nu, într-adevăr, poate fi programată, nu este urgență. Dar ce vine din urgență sunt aceste cazuri pe care dumneavoastră le semnalizat și care noi trebuie să le suportăm, nu le mai decontează nimeni. Aici trebuie găsit o soluție pentru viitoarea contractare,
dar la contractare, așa cum v-am spus, spitalele, deși sunt semnatare, nu sunt parte în negociere. Deci noi luăm act și semnăm aceste documente. Ele sunt negociate cu alte formațiuni patronale, sindicale, de specialitate, dar care nu semnează direct contractul cu casa, dar care îl parafează, din păcate. Noi nu suntem organizați ca spitale în organizații puternice să putem merge să discutăm aceste aspecte. Sperăm ca într-o perioadă următoare, cel puțin, asta a fost ideea, pe regiuni, să facem regiunea nord-est, să ne întâlnim spitalele, că suntem, să zicem, cu aceeași zonă aici, mai aproape, ne întâlnim, ne cunoaștem între noi, să facem o primă o celulă de luptă, așa, o primă redută, să mergem mai departe și să încercăm să ne găsim aliați, să ne strângem într-o adunare în care să putem cere, să ne spunem și noi păsurile, să venim cu problemele noastre din zona fierbinte și să le ducem la cei care creionează, dau forma normelor de contractare și a contractului cadru, pentru a elimina anumite clauze care le considerăm abuzive, anumite lucruri care nu sunt tocmai conforme cu realitatea sau cu ceea ce se întâmplă în activitatea medicală. Cât de din acel 2%, dacă sunt salariați în spital, cât sunt? Doamna Ordean, oricât este bine. Am mai avut o astfel de tentativă acum vreo 2 ani, 3 ani împreună cu părintele, vorbisem și cu domnul Arvătescu să încercăm această campanie de să zicem, de sensibilitate, sensibilizarea angajaților noștri, a romașcanilor, a persoanelor din zona Roma, dar ne-a fost greu, fiecare deja spunea, da, eu am un prieten care și nu poți să-i spui unui om că sprijină, dar cei care doresc, oricât e binevenit, acest sprijin se duce foarte clar în dotarea cu aparatura spitalului. Cred că important ar fi pentru firmele care pot vira parte din impozitul pe profit către în această direcție, ar fi o sume mai consistente și ar fi mai ușor de cordon, așa, persoanele e mai greu, 2%, dar orice e binevenit. Noi zicem că suntem nu numai salariații odată că beneficiază ca și obiect al muncii de o dotare mai bună, dar toți ceilalți cred că am putea face într-un an sau doi efortul ăsta. Dacă până acum am sprijinit un copil, o fundație, o asociație, am putea să ne gândim că anul acesta sau anul și anul viitor să sprijinim sănătatea din zonă. Ce fond de analize aveți la ora asta și pentru tomograf? Cam 220 de milioane pe lună la analize de contate de Casa de Sănătate. Deci nu, avem lunar. Ele se termină în primele zile ale lunii. Se fac deja programări. Adică știți că astea, nici un miliard dacă am avea pe lună, nu ne-ar ajuta. Funcție de cât e de grea luna, 350, chiar 40 de mii aproape pe lună sunt cheltuiți cu aceste servicii de investigații din altă performanță. Am înțeles că discutam și la ședința trecută. Urmează, suntem în proceduri de achiziții pe ceea ce înseamnă alimente. De acum... nu aș putea să vă zic, de ce nu... Doamna... Fasolul? Da, tot timpul am avut. Nevoie. Spuneți din mere. Da, am primit și mere verzi donație de la Piatra, zona Piatra. Da, zona Piatra Neamț și chiar ne-au trimis, au spus că ne mai trimit dacă sunt bune și ne mai vreo două tone. Da. Mere verzi. Din zona Piatra, cineva care a făcut o donație în nume. Nu, în partea aia, Dobrin, Slovenia, în zona aia. Da. Măsurile pe care le discutam cu doamna doctor Bonu pentru împiedicarea ieșind în scala pacienților. Acum mergeam în urma unor pacienți, în pijama, și chiar l-am întrebat pe portarul, cum e că n-ai văzut că au ieșit în pijama și în capuci și ne plângem de...
Deci eu v-am spus că la Iași, în clinica în care am stat, era desemnat zilnic un infirmier care să doamna, poată să ducă să facă acest serviciu pentru că Ce serviciu? Așa este, dar... Multe lucruri în alte zone, așa cum știți, și activitatea de respectare a regulilor și de, în alte zone, când se duce pacientul la Iași, când i-a spus stai aici, acolo stă pe scaun, nu se mișcă. Dacă noi îi spunem unui pacient, te rog frumos, stai aici, dar îmi spui tu mie unde să stau, sau stau dacă vreau, sau... Cam așa se pune problema. Da, da, ei, vedeți, nu e chiar așa. Nu putem să... Da, internare, că trebuie să respecte regulamentul, nu au voie să părăsească spital, dar regulile se... Mai și încă. Nu sunt făcute să fie încălcate. Oamenii mai încalcă și regulile, adevărat.